Bună ziua, sunt Costel Oprea, gazda Noua TV. Alegerile, un subiect care ne mănâncă tot timpul. Acum, la început de an, în loc să ne ocupăm de economie, de dezvoltarea României, de strategii pe zona de agricultură, pe zona de industrie, de întreprinderi mici și mijlocii, noi ne ocupăm acum de această dezbatere creată în mod artificial de coaliția PSD-PNL. Eu nu aș începe această discuție despre comasate, ci întrebarea este alta. Alegerile vor fi libere? Și pentru a ne răspunde la această întrebare, îl avem invitat pe domnul eurodeputat Eugen Tomac, președinte al PMP-ului, o voce a opoziției. Ne puteți spune, în contextul acesta al discuțiilor care se poartă în mod exclusiv la nivelul puterii, puteți spune că alegerile vor fi libere? Mulțumesc mult pentru întrebare, domnule Oprea. Lucrurile sunt destul de grave în momentul de față, pentru că sub pretextul acesta al conflictului militar de lângă frontiera noastră, democrația românească a avut de suferit enorm de mult. Pentru că actuala putere face abuz de instrumentele pe care le deține, prin instrumentele pe care le deține, pentru a sugruma democrația. Cel mai bun exemplu este această dezbatere de aproape o lună de zile pe un subiect care n-ar fi trebuit să existe într-un an electoral, și anume încercarea de a forța comasarea alegerilor în condițiile în care toate recomandările în ceea ce privește organizarea alegerilor spun clar și Comisia de la Veneția și Consiliul Europei și toate instituțiile internaționale și europene recomandă ca cu minim 12 luni sau în cazuri excepționale cu 6 luni să nu se modifice legislația electorală. Ori PSD și PNL au comportament de partid care n-a renunțat la practicile dictaturii comuniste, și anume încearcă să schimbe regulile în timpul jocului doar pentru că se tem de un vot liber din partea cetățenilor. Această situație este inacceptabilă. Este o sfidare și o forțare a interpretărilor de tip stalinist a legislației electorale pe principiu nu contează cine votează, contează cine organizează alegerile și le numără voturile. Faptul că autoritatea electorală permanentă, care are menirea de a pregăti alegerile și de a avea un dialog transparent și civilizat cu partidele politice, s-a transformat într-un instrument de opresiune la adresa partidelor politice și își desfășoară activitatea într-un mod complet pe lângă cadrul transparent de funcționare al unei instituții care are această menire de a organiza alegerile. Noi nu știm nici la această oră dacă vom avea alegeri comasate, care sunt regulile, care sunt limitele acestei organizări, pentru că faptul în sine că se discută despre o modificare forțată a legislației electorale este un lucru grav. Și asta aduce în eroare cetățenii, asta aduce în eroare actorii politici și, evident, ridică multe semne de întrebare în ceea ce privește corectitudinea în sine a procesului electoral. De aceea eu cred că toate semnalele pe care le transmite actuala putere arată cât de gravă este spaima în rândul acestor partide de a-și pierde puterea și, până la urmă, disprețul pe care îl manifestă față de democrație, pentru că votul trebuie să fie cel de conștiință a cetățenilor și nu un vot forțat de împrejurări și de aranjamente făcute în strategiile acestor partide care cred că vor fi veșnic la putere. Asta este frumusețea democrației, și anume posibilitatea pe care le oferă cetățenilor de a își alege în mod democratic conducătorii locali și naționali
pe baza votului de conștiință, nu prin aranjamentele pe care le fac acești oameni în momentul de față. Deci este un atac extrem de periculos și nu mai este subtil. Este pe față, asumat, într-un total dispreț față de tot ceea ce reprezintă democrația pentru societatea românească. Fără democrație, acești oameni n-ar fi existat. Ei folosesc toate instrumentele pe care o societate deschisă le are pentru a-și conserva puterea pentru ei, nu pentru cetățeni. Aplică acest principiu sovietic, statul suntem noi, voi sunteți doar buni pentru a plăti taxe și impozite și dacă nu vă place, spuneam mai devreme, în urmă câteva zile, într-un studio de televiziune, un lider PSD, plecați din țară. Acest comportament este extrem de grav și evident că ne mulțumește profund. În acest context, vreau să vă întreb, ținând cont de experiența politică și a campaniilor electorale pe care le aveți dumneavoastră, mă rog, și eu și eu în același timp ca și pe poziția de jurnalist, mi se pare că se forțează o altă formă de măsurire a alegerilor. Deci nu furtul la votul efectiv, ci la pregătirea alegerilor. Deci se încearcă măzluirea alegerilor înainte de a avea loc aceste alegeri, prin aceste aranjamente. Deci crearea unor condiții prielnice pentru ca ei să câștige alegerile. Ăsta este sentimentul meu. De vot îi împinge spre aceste decizii complet netransparente și, repet, nedemocratice. Într-o țară în care politicienii nu se tem de vot, toate aceste lucruri se discută printr-un consens. Ori noi nu am văzut o dezbatere unde să fie invitată opoziția, nu am văzut un dialog între putere și opoziție pe acest subiect, ci vin și anunță, noi vrem. Și restul, sunteți de acord? Bine, nu, nu. Nu ne pasă de nicio regulă, nu respectăm nicio recomandare, noi impunem. Și repet, acest lucru este extrem de grav pentru că distanța între un abuz de putere și așa cum îl practică în momentul de față actuala majoritate guvernamentală și abuzurile care duc spre alte extreme este foarte mică. Și noi știm ce înseamnă abuzul de putere în condițiile în care noi avem patru rânduri de alegeri. Și din acest punct de vedere este clar că ceea ce face actuala majoritate încearcă să impună un nou ritm al jocului, schimbând, de fapt, regulile fundamentale în timpul jocului. Noi aveam alegeri în toamnă, toată lumea știa foarte clar că avem alegeri locale pentru că au fost devansate din cauza crizei de sănătate din 2020. Am trecut prin prea multe experiențe negative în ultimii ani, dar se pare că nimeni nu a învățat nicio lecție din tot ceea ce s-a întâmplat și repetă din nou aceleași erori. Acum observăm că PSD și PNL mimează o ceartă pe ideea că nu au stabilit candidatul comun la prezidențiale. Păi au președintele lor, de ce le-ar mai trebui un președinte după Iohannis tot pentru ei? Românii știu că Iohannis a fost un președinte care a numit mai mulți premieri de la PSD decât Ion Iliescu. Deci, din acest punct de vedere, nu văd rostul pentru a li se mai da o nouă șansă. Guvernează, n-au schimbat cu nimic în bine mersul lucrurilor în țară. Doi din trei români sunt nemulțumiți de situația în care se află România. Deci, ce ar mai putea oferi nouă această coaliție? Nimic. Și cearta asta pe care o mimează pentru închipuite alegeri prezidențiale, că noi avem trei rânduri de alegeri până la prezidențiale, care evident rezultatul lor va schimba mult evoluția jocului politic. De asta cred că când PSD și PNL se ceartă, mimând de fapt această ceartă pe poziția pentru candidatul la prezidențiale, mi-aș dori ca șansa
viitorul nostru să fie una de dreapta cu adevărat. Și de aceea am creat Dreapta Unită, pentru a le oferi românilor o perspectivă serioasă în ceea ce privește alegerile prezidențiale de anul acesta. Și mi-aș dori că, evident, să avem un candidat de dreapta care intră în turul 2 cu candidatul Stângii. Știm foarte bine, PSD-ul are un bazin electoral solid care se exprimă la alegerile prezidențiale, indiferent cine este candidatul, Ciolacu, Tudose, Joană, ei vor decide. Eu sunt convins că candidatul nostru va fi în turul 2 și, evident, vom juca în turul 2 al alegerilor prezidențiale viitorul României. Și asta este miza pentru care, evident, PMP și Dreapta Unită va lupta în următoarea perioadă. Mulțumim foarte mult. Sperăm să scăpăm de acest statut de spectatori, ci să fim actori activi în desfășurarea acestor alegeri. Mulțumim. Foarte mult. Numai bine. La revedere. Vedere.